Care este cel mai bun tip de cardio pentru organismul tău? Vom vedea. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Trei tipuri de cardio care te pot ajuta să slăbești cu adevărat dacă te implici și vei descoperi care este cel mai potrivit pentru tine. Bun, și avem tipul numărul 1, care este cardio cu intensitate scăzută. Bun, dacă poți să alergi 5 minute în loc de 30 de minute, alergi 5 minute, nu niciun fel de problemă. Dar este foarte important să alergi în fiecare zi și să nu te lași de acest obicei. Da? Numărul 2 este intensitate medie. Asta ce înseamnă? La fel, nu poți să alergi 30 de minute, bun, nicio problemă. Aici este necesar să ridici intensitatea și să scazi intensitatea până își revine organismul. Bun, să zicem că nu poți să alergi 30 de minute și poți alerga la fel 5 minute. Poți la fel de bine să alergi 30 de minute, dar minut cu minut. Asta ce înseamnă? Un minut faci pas rapid și un minut alergi, da? Nu alergi la intensitate maximă, pentru că nu asta ne dorim. E important să fie la intensitate medie. Vei vedea că în ritmul acesta vei putea alerga jumătate de oră, da? Minut cu minut. Primul minut mergi normal, minutul următor la fel. Alergi la modul lejer, da? Nu trebuie să te omori pe banda de alergat sau în parc. Nu vrem asta, Doamne ferește, în fine. Și tipul numărul 3 este intensitate crescută. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că timp de 30 de secunde poți să alergi cât mai tare, cât mai repede, cât te țin mușchii și să și transpiri, să ajungi să transpiri în 30 de secunde. Bun, tipul ăsta de antrenament este bun pentru persoanele cu organism slim, ca să zic așa. Tipul de antrenament cu intensitate medie este bun pentru persoanele cu organismul mediu și tipul cu intensitate scăzută este bun pentru persoanele care au largi, da, sau extra largi, tipul de organism. Da, cum sunt la haine, ați văzut, L, S, M, da? Bun. Ideea este că nu este importantă intensitatea, ci este mult mai importantă activitatea care persistă, da? Adică să o facem fiecare zi. Că poți să faci 5 zile și 2 zile cât e weekendul să-ți bagi joc de trupul tău. Nu e ok așa, e foarte important să fii în fiecare zi. Cât poți tu acolo, 5 minute, 10 minute, nu, cât poți, da? Fie că, spre exemplu, vii de la servici sau te duci la servici, poți să mergi la ritmul alert, ca și cum mai întârzi la servici. Ai înțeles asta? Și e valabil și când te întorci de la servici. Să mergi la ritmul alert. Da? Adică consider că întârzi la serviciu sau întârzi acasă, da? Cu cât bagi în fiecare zi, cu atât organismul tău se va obișnui, da? Îți va intra în obișnuință să folosești în fiecare zi activitate fizică. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să dai un like. Dacă cunoști persoane care au nevoie de această informație, atunci am rugămintea la tine să-i ajuți, oferindu-le suport prin distribuirea acestui videoclip. Informează-te cu interes pentru o viață de succes!